măi, Petruța, măi. Măi, te invităm aici, Petruța, să mai vii lângă noi, să ne bucurăm de prezența ta. Să știi că ești prima domnișoară, primul copilaș care se așează aici la noi pe canapeaua matinal și popular și vorbim așa și între prieteni, mai simțim și noi. Dar noi ne simțim foarte bine că noi avem mintea de copil, așa că noi... În sfârșit vorbim la nivelul nostru, ca să zic așa. Și că vorbim la nivelul nostru. Să știi că suntem simpatici. Ai urmărit emisiunea matinală și popular până acum? Da, am urmărit-o până acum. Și ai văzut că suntem amuzanți? Da. Sora cu copil, ce să zică? Ai văzut că suntem amuzanți? Nu, că ea ne place pe noi. Am întâlnit cu ea acolo la garderobă. Eu vreau să ne înveți și pe noi un joc, să ne jucăm și noi, nu știu. Ce vă jucați voi în recreație la școală? Noi în recreație la școală ne jucăm leapșa și v-ați ascunselea. Serios, în curtea școlii? Ai v-ați ascunselea. Da. Păi și cât mai e o pauză la școală? Nu e 10 minute? Nu e ba da, dar minute? Avem timp. Aveți timp. Păi și pachetelul mai... Da. Dar leapșa asta cum e? Că nu știu. Păi puneți mâna pe coleg și spuneți la... leapșa. Leapșa. Și alergați după el. Gata, hai, hai să jucăm. Hai. A, dar hai. Voi cred că faceți mișto de mine. Nu e mișto să ne facă Dumnezeu. Hai. În pantofi ești acum o sală. Da, să mă vezi, eu nu știu. Auzi, Petruța, se uită colegii tăi la ora asta la noi sau sunt la școală? Sunt la școală. Sunt la școală, dar îi salutăm? Se uită mamele și părinților. Să o iubească pe Petruța și să fie colegi bun ca ea pentru că este un copil deosebit. Și să o salutăm și pe doamna învățător, nu? Da, le spunem că de la ora 23 ne pot urmări reluare. Da. Bravo, așa. Hai, leapșa. Petruța ne învață leapșa, ia. Puneți mâna pe Lavinia. De când îmi doresc să pun mâna pe ea? Uite. Ce fac și strigați leapșa. Leapșa. Și Lavinia trebuie să fugă. Ha, și o să prind. Dumneavoastră după ea. Păi stai puțin că el oricum mă prinde. Vezi că dărâmăm geamurile aici. Și când o prind, ce fac? Adică cât ce mai fac? Când o prindeți, ea trebuie să vă prinde pe dumneavoastră. Tu trebuie să mă prinzi pe mine. A, păi... L-am prins, gata, uite și eu. Ai văzut, mă? Dar tu nu te joci cu noi? Petruța? De eu nu pot să alerg. Nu poate în costumul popular dacă e fota strânsă. Auzi, păi știi cum merge Petruța? Merge așa, știi, Catrinul, măcănește. Iar da, te dar șotronul, voi nu mai jucați? Era... Jucam și șotronul. Dacă e pauza mai lungă, nu? Ce până arunci cu pietricica aia și sari. Ultima pauză este mai lungă. De 20 minute? Cum era așa? 30. Ai mă, că au rămas lucruri. Stai mă, cum era șotronul? Atunci când eram în... 1, 2, 3. Nu? 1, 2, 3. Într-un picior și apoi două picioare. 4, 5. De la capăt. Hai. 1, 2, 3. Acum, hai. 6, 1, 7, 8. Bravo! Gata! Am câștigat amândoi, nu, Petruța? Da. Bravo! Mulțumim, Petruța! Mamă, Doamne! Să știi că noi nu mai avem... Hai să luăm! Și ce vom mai de la gustare la școală? Nu, ne dădea Cornulescu cu lapte. La fel. La fel? Păi, să știi că era o pâine din aia întinsă, vreau să zic. Era o pâine întinsă cu zahăr, dar era ok. Știi când te lua foamea? Și o scuteam pe mamă să mai pună pachet. Păcat că am apucat doar în clasa 4-a. Noi nu ne dădeam, ne duceam cu gem, că așa spuneam, între pâine. Și scoteam și mâncam. Ce te face așa? Nu mai. Să fie totul regulă. Da, măi, Petru, dar ce ne mai povestești tu de la școală, de la tine? Ce-ți place să faci? Ai fost în tabără până acum? Da, am fost. Unde? În tabără. La biserica noastră, de la Ruginoasa, la părintele Nicușor, Olariu. Vă salutăm, părinte, să vă dea Dumnezeu sănătate. La tabără. Și a fost foarte frumos, am pictat icoane. Știi să pictezi? Ce frumos! Știi să pictezi? Da. Vai, păi da, uite, astăzi am descoperit la matinal și popular că Petruța mai are încă o aptitudine artistică. Aceea de a picta. Da. Și la venirea ta în emisiune, te rog din suflet eu să-ți aduci acoarelele. Bănuiesc că în acoarelă pictezi. Da. Și da, noi avem creioane din asta colorate. Și cu un șablon din ăsta, sau cum se zice, știu de la sora mea câte ceva despre asta. Pe sticlă. Pe sticlă și ne pictezi o icoană. Cu mare plăcere. Vrei? Mi-ar plăcea nespus și în timpul ăsta ne mai cânti, ne mai faci ne mai arăți acolo cum pictezi icoanele pe sticlă, pentru că nu este ușor și totuși la 10 anișori, felicitări. Să și cânti, să și pictezi. Mă, dar tu ești prea talentat așa, ia să-i cădeau eu. Da, trebuie, nu, cuiva din familie, cine, tati, se pricepe la pictură?
cântat, l-a cântat. Fratele meu se pricepe la cântat. Ai un frățior! Ai un frățior mai mare? Da, are 18 ani. Ia, uite, e bărbătoi! Că... Dă-ți seama că ce grijă să aibă de Petruța. Da. Așa că, fraților, aveți mare grijă, că așa e cu frate mai mare. De fratele e mândru care o artistă, nu? Da. E tare, se uite la televizor la noi acum. Este la școală. E la școală. La liceu e, nu? Da, la Iași. Și e la vreun liceu de specialitate? Ai zis că are el talentul ăsta de a picta, nu? Da, pictează pe acasă, dar este la liceul sportiv de peste Iași. Am înțeles. Ai un sportiv așa cu inimă de artist, ca să zic. Da. Dar tati trebuie să fie tare mândru de voi, că așa copiii, unul mai mare, unul mai mic și amândoi talentați. Bravo! Serios, că ai un tată așa, tânăr. Eu am crezut că doar tu ești singura fetiță. Așa mândru tată trebuie să fie unul mai mare, unul mai mic. Păi da, cu doi copii, da, 18 ani. Era o chestie. Bravo, măi, pentru că mulțumim tare. Ne-am învățat și leapșe, pentru că avea să spusele, nu mai jucăm oricum. Tu nu te ascunzi de trebuie și te găsești repede? Că n-avem decât aici un loc, doar să te pui acolo la disc. Mai nu mă ascund unde trebuie. Ia să mă ascund eu după publicitate. Ia să luăm o scurtă pauză de publicitate să vezi unde mă ascund eu. Și nu mă mai găsești. Publicitate.